În Cartea Deuteronom, capitolul 32, versetul 11, este scris: ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui. Așa a călăuzit Domnul pe poporul său. Nu știu exact ce aș citi despre vulturi. Am înțeles că își așează, cum zice tot Scriptura, cuibul la adăpost și acolo își hrănesc puii, ca și alte păsări. Dar se spune că puii de vulturi sunt foarte leneși și ar sta în cuib să fie hrăniți de părinții lor până sunt mari. În asemenea situații, vulturii părinți sunt nevoiți să scuture cuibul și să ia blănile care erau sub pui și să-i lase pe spin. Atunci cuibul nu mai este plăcut de șezut și puii sunt îndemnați să zboare pentru ca apoi să se învețe să-și găsească singur hrană. Dar nefiind încă obișnuit să zboare, părinții sunt nevoiți să vegheze asupra lor, zboară deasupra și se spune că dacă ar fi să se obosească puii și să cadă potrivit gravitației, atunci, așa cum am citit aici, vulturul cu aripile lui mar se pune sub pui și le dă un respiro, un moment de odihnă, până când ei iară prind elan și își folosesc aripile să zboare mai departe. În situația aceasta sunteți voi și părinții voștri. Nu știu exact până la ce vârstă ați vrea toți să stați în cuib și să vă aducă părinții mâncare și bună și preparată. Dar părinții sunt nevoiți și unii deja ați făcut probă în vacanța aceasta să zbura singuri, să vă învețe sau să vă îndemne să munciți. Ei, s-ar putea acum să fie nevoiți părinții să-și întindă iar aripile, că pe aripile voastre s-ar putea să n-aveți destule să cumpărați pentru școală. Ei vă ajută, dar lucrarea aceasta nu se poate repeta și la anul și la anul. Voi trebuie să începeți să vă descurcați pe cont propriu, dar să nu uitați că vulturii aceștia, în speță părinții care acum v-au ocrotit și v-au ținut pe aripi, vine vremea când la bătrânețe va trebui să le duceți și voi ceva hrană și să nu se întâmple ca în povestea aceea că o păsărică mama hrănei nu știu câți pui și când ea s-a îmbolnăvit, că i-a fost frântă o aripă, s-au înțeles ei că duce fiecare câte într-o zi și a uitat când le vine rândul și a murit pasărea în cuib. În cuibul în care i-ai crescuse pe toți. Ați înțeles despre ce e vorba, da? Vedeți că au sesizat și părinții și se așteaptă. Domnul să vă ajute. O a doua imagine este în cartea Ezechiel, capitolul 17, unde din nou este o profeție, o alegorie referitoare la Israel. Citesc de la versetul 3. Un vultur mare, cu aripi lungi, cu aripi întinse, acoperit cu pene peste, ți-a venit în Liban și a luat vârful unui cedru. A rupt bramura cea mai înaltă a lui, a dus-o într-o țară cu negoș, a pus-o într-o cetate de negustori. A luat și din sămânța țării, a pus-o într-un pământ roditor, a pus-o lângă o apă mare și a sădit-o ca pe o salcie. Lăstarul acesta a crescut, s-a făcut un butuc de viță întins, dar nu prea înalt. Vițele erau îndreptate spre vulturi și rădăcinile erau sub el. Astfel s-a făcut un butuc de viță, a dat lăstare și a făcut mlădițe. De data asta să ne imaginăm vulturul în relația voastră cu Dumnezeu. Voi ați avut harul să fiți plantați în casa Domnului, să beneficiați nu numai de ocrotirea Domnului, și de seva duhovnicească a Duhului Sfânt. Astfel v-ați bucurat împreună cu frățietatea, unii dintre voi sunteți botezați de Domnul și ați crescut, nu prea mari, că încă sunteți în primii ani de dezvoltare spirituală, sunt ceva mlădițe, dar știți ce pericol există când mergeți la școală?
Exact ceea ce ne-a avertizat Duhul Sfânt în săptămâna aceasta. Să cădeți sub alte influențe, cum s-a întâmplat aici. Mai era însă un alt vultur mare, cu aripi lungi, cu pene multe. Și iată că din pământ unde era sădită vița aceasta și-a întins rădăcinile cu lăcomie spre el și și-a îndreptat ramurile spre el ca să o ude mai mult decât pe stratul în care era sădită. Și întreabă Domnul, o să-i meargă bine la vița asta? Că o să fie și alte influențe spirituale și poftele din voi o să facă reacție și o să vi se pare că un alt anturaj, un alt mediu sunt mai plăcute decât ceea ce auziți voi la casa Domnului. M-am uitat la voi la câți aveți Biblii și la școală tot numai unii aveți cărți și alții n-aveți. Unii vă luați notițe, alții nu. Deci voi sunteți sub influența a două puteri din văzduh, acolo unde și are vulturul reședință. Dacă rămâne sub influența din casa Domnului, veți crește și veți aduce roade. Dacă veți cădea sub influența lumii și a vulturului din afară, vă veți usca. Întrebați voi pe fratele Emil sau pe dirijori, toți copiii care au făcut repetiții aici și au intrat să cânte, au mai rămas să cânte, unii s-au ofilit, că de la rădăcini, problemă, vulturul celălalt, și n-au mai cântat mult, li s-au uscat mlădițele. Și noi am vrea să rămâneți în casa Domnului până când o să ajungeți aici mire și mireasă sau în altă adunare unde vă va fi destinul prin voia Domnului. Amin? Așa că, atenție, sunt doi vulturi. Și o a treia imagine, vă citesc din cartea Proverbele, capitolul 30, versetul 17. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbi de la pârâu și îl vor mânca pui de vulturi. Am mai vorbit noi cândva despre corb și am spus care e rolul lor. Dar pui de vulturi sunt mai mari decât corbi și mai puternici. E doar că vă scobesc așa și lasă în voi rând și urme. Puii ăștia de vulturi vă mănâncă? Pentru că felul în care vă veți raporta la părinți, cu ascultare sau neascultare, cu cinste sau obrăznicie, va decide dacă Dumnezeu va binecuvânta sau va blestema. Asta înseamnă ce le scrise aici. După ce ați făcut voi până acum, la ce vă așteptați? La binecuvântare sau la blestem? Vă amintiți când un frate spunea despre fiul lui că într-o zi, muncind împreună, l-a îmbrâncit și l-a lovit. Era deja mare și tata lui slăbise în putere. Dar în supărarea lui a zis, mânce-te pește, dar dai în mine. N-a trecut multă vreme, au fost inundații, l-a luat apa și l-au găsit după alte câteva zile mâncat în parte de pești. Dar să știți că Dumnezeu pedepsește și dacă nu rosteți părinții o vorbă grea. Pe cel ce va nesocoti, îl vor mânca pui de vulturi. Dumnezeu să vă păzească. Și ca nu cumva să neglijați o astfel de amenințare, vă citesc și din Apocalipsa, capitolul 8, versetul 13, unde scrie astfel. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare, vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celor te sune trâmbițele celor trăgeri care au să mai sune. Deci iată că vulturii au fost în Vechiul Testament și vor fi până se termine cu istoria în Apocalipsa. Și vulturul știe de cine-i vai și se duce la el și îl găsește. Ca și în cazurile acelea oamenilor care n-au ascultat, au întâlnit un leu, iată că alții se repartizați la vulturi, alții la șerpi, la urși, ca să-și primească osânda. Și un cuvânt scurt în anexă pentru părinți și pentru bătrâni, că noi avem tot lecții pentru copii. Scrie în Psalmul 103 că Domnul poate să sature de bunătăți bătrânețea și să te facă să întinderești iară ca vulturul. Amin?
Să vă întărească Domnul, în mod special pe părinții care aveți copii și vor merge la școală. Și pentru toată adunarea, dacă tot e vorba de vulturi, să citim și din Isaia capitolul 40, versetele 29 la 31. Și să credem în cuvântul, în puterea și în harul Domnului. Domnul dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Slăviți să fie Domnul!